Zarurile au fost aruncate. Mulțescu promite că Dinamo va redeveni campioană și va scoate untul din jucători cu 3 antrenamente pe zi în Poiana Brașov. Duminică Mulțescu și-a găsit însă puțin timp liber și pentru relaxare. Parcul Noua de sub Tâmpă a fost în weekend scena celui mai puternic turneu de table organizat vreodată în România. Zeci de jucători s-au bătut pentru premiile de $1000 și pentru șansa de a fi selecționați în echipa națională. În avantpremiera finalei trofeului Ciucaș, Gigi Mulțescu a jucat un meci demonstrativ presărat cu multe momente umoristice cu solistul trupei Casa Loco, Cosmin Tudoran. Un câine adevărat, Mulțescu a ținut neapărat să joace cu pulurile albe și a mizat, la fel ca la fotbal, pe o tactică ultraofensivă. Deși meciul s-a disputat duminica, Mulțescu a fost aproape de a administra adversarului un marți de senzație spre deliciul publicului. Tehnicianul nu e deloc străin de jocul de table. În Turcia, Mulțescu și-a perfecționat stilul de joc și se bazează acum mai mult pe strategie decât pe noroc. Un jucător care nu mă bazăm prea mult pe șansă și pe, eu știu, pe știință, să zic așa, sau pe logică. Da? Logica nu ține totdeauna, nu ține de multe ori în fața șansei. Antrenorul a recunoscut cu umor la final că zeița Fortuna a fost alb-roșie și speră că norocul să fie de partea sa și în tentativa de a o redresa pe Dinamo. Cum se zice, Dumnezeu astăzi n-a fost Tudoran și nici de la Bistrița. A fost câine. A fost câine. După show-ul de table, Mulțescu a fost asaltat de fanii dinamoviști. Aceștia i-au urat mult succes la echipă și i-au cerut să pună biciul pe jucători. Mulțescu nu a scăpat nici în timpul liber de rivalitatea cu Steaua. Un mic ultraș a ținut să îl tachineze, dar tehnicianul lui Dinamo i-a parat cu umor în țepăturile. Bună ziua, domnul Mulțescu! Să trăiești, măi! Tu ești câine? Da, dar eu știu cu Steaua! Cu Steaua? Bravo, îmi place că ești fair play și ai dat mâna și cu dinamovist. Ce-a făcut Steaua în tur, în campionat? Ce ai să facă? Cu Dinamo. Ce-a făcut? Nu mai mi-amintesc. Păi când pierd, nu mi-amintesc. Când mai când câștig, nu mi-amintesc. După succesul evenimentului de la Brașov, președintele Federației de Table se arată deja optimist că România va organiza în scurt timp și un turneu internațional. E o competiție care va pune în marș jocul de table ca sport din România. E o competiție care, dacă nu mă acuzați de exagerare, prefigurează un viitor turneu internațional. A doua etapă a trofeului Ciucaș la table se va desfășura în perioada 27-28 iulie în Parcul Bucov din Ploiești.